În România, problema urșilor bruni a devenit una din ce în ce mai complexă și controversată în ultimii ani, datorită creșterii numărului acestora și a impactului pe care îl au asupra comunităților locale. În multe regiuni montane, urșii coboară tot mai des în zonele populate, în căutare de hrană, ceea ce a dus la numeroase incidente cu oamenii. Această situație este agravată de mai mulți factori. Lipsa hranei naturale din păduri, expansiunea omului în habitatele lor naturale și managementul deficitar al populației de urși. Principalele probleme identificate includ riscuri pentru siguranța oamenilor, atacurile urșilor asupra oamenilor, fie în mediul rural, fie în zonele turistice, au crescut, provocând răniri și chiar decese în unele cazuri. Pagube economice. Urșii provoacă daune importante în agricultură și zootehnie, distrugând recolte și atacând animale domestice. Conflicte între conservare și nevoile comunităților locale. În timp ce protecția urșilor este importantă pentru conservarea biodiversității, prezența lor tot mai frecventă în apropierea comunităților generează tensiuni între protecționiști și locuitori. Posibile soluții pentru gestionarea problemei urșilor. Monitorizarea și relocarea urșilor problemă. Această soluție presupune capturarea și mutarea urșilor din zonele populate în arii mai izolate pentru a reduce riscul de conflicte cu oamenii. Crearea de coridoare ecologice. Acestea ar facilita mișcarea urșilor între diferite habitate, reducând astfel probabilitatea de a ajunge în zonele locuite de oameni. Educația și conștientizarea publicului. Informarea comunităților locale și a turiștilor despre cum să evite conflictele cu urșii și cum să reacționeze în cazul întâlnirii cu un urs. Utilizarea tehnologiilor moderne pentru descurajarea urșilor. Instalarea de garduri electrice, sisteme de alarmă sau utilizarea dronelor pentru a ține urșii departe de zonele locuite. Și ultima, controlul populației de urși. Implementarea unor măsuri de reducere a numărului de urși, cum ar fi autorizarea vânătorii controlate, pentru a menține un echilibru între numărul de urși și capacitatea habitatului de a-i susține. Sondajul la care vă propunem să participați este simplu. O întrebare cu doar două răspunsuri. Ați fi de acord cu reducerea numărului de urși prin vânătoare controlată? Răspuns da sau răspuns nu. În comentariile acestui filmuleț găsiți întrebarea și cele două răspunsuri. Dați like răspunsului care credeți dumneavoastră că este cel mai bun.